și alte, dacă vreți. Suntem deja în direct, alături de mine trei tineri cu care vom discuta despre referendum, despre campania de informare de dinainte de referendum și despre cum arată România politică sau nu după referendum. Alin Borcea, George Simion și Cătălin Șerban sunt alături de mine. Vă spun încă o dată bună seara, domnilor. Rămăsesem parcă la criticat partide. Și sigur că da, aș vrea să prelungim acest moment pentru că și eu simt că merită să fie criticate și pun pariu că foarte mulți dintre telespectatorii noștri au aceleași sentimente calde, plăcute, călduroase vis-a-vis de partidele din România. Vorbeam chiar despre lucrări de infrastructură, nu, care le fac partidele, care sau ar trebui să le facă sau pentru care și-au luat angajamentul că le vor face într-un timp limitat. Vorbeați dumneavoastră despre o autostradă despre care nimeni nu vorbește în afara celor din zona Moldovei, care și la meciurile de fotbal solicită construirea sau măcar proiectarea unei astfel de autostrăzi. Da, cei care trebuie să, oamenii care au puterea de decizie, nu sunt interesați. Cum nu sunt interesați de nimic din ceea ce se întâmplă, sau la modul vizibil să simțim și noi, oamenii de rând, că ar fi interesați de ce se întâmplă în țara asta. Nu preda. După aia poate vă sancționează CNA-ul. Să sperăm că nu. Sancționează CNA-ul, dar nu, alt cuvânt pentru ministrul transporturilor sau... Da, era ministrul transporturilor în momentul ăla, domnul Șova. Și acum tot care, un domn Șova este, dar are alt prenume. Zicea că... Nu, ăsta de acum. Ăsta de acum a zis că nu se fac autostrăzile pentru că o să plece multinaționalele de noi, da, da, noi din țară. Alt cuvânt decât imbecil pentru așa specimen. Nu, vă rog. Chiar nu, o să ne sancționeze CNA-ul, da, și haideți, da, să păstrăm un... Am înțeles, dar cât de mult poți să-ți bagi joc de țara asta? Cât am văzut-o poți, pe Corina Crețu, comisar european, care a spus că putem accesa fondurile europene să facem autostrăzi, da? Autostrada care se lege Moldova de Ardeal în anul centenar. Despre asta ar fi trebuit să dezbată și să-și dea jos liderul partidului cei de la USR. Despre asta poate clarificări ideologice ar fi trebuit în rândul PNL-ului. Nu dacă sunt liberali din ăștia de sorginte românească, cum erau brătienii, sau sunt liberali în sens american de susținători ai minorităților sexuale. Nu asta e discuția și de asta s-a săturat lumea și de asta nu vine la vot. Pentru că dacă contabilizezi oamenii care au fost la vot acum și cu cei care susțin, adică sunt împotriva PSD-ului, o să dea aceeași participare la vot ca întotdeauna. Dar noi vorbim de o majoritate absolută a românilor care s-a zgârbit, care nu mai are încredere în nimic din cauza acestei clase politice. Și mie, ca activist civic, ca un om care reprezintă o mișcare civică, mie din ce în ce mai greu să merg, să îmi ating obiectivele propuse, tot din aceeași cauză, din cauza statului român care nu funcționează cum ar trebui, pentru că în instituții sunt angajați nepoți, rude, prieteni, amante și noi ieșim ca proștii la mitinguri, ne batem, ne luăm bătaie, ne luăm interdicții în Republica Moldova. Ministerul de Externe e înțesat numai de nepoții ălora care erau înainte și numai de securiști, numai de ciripitori, numai de agenții ai rușilor și nu putem să facem nimic. Adică eu îmi dau tinerețea, ne dăm cu toții energia pentru a susține o cauză și ne confruntăm cu oamenii ăștia foarte drăguți, ca să nu ne sancționeze CNA-ul, da? Care fac parte din clasa politică. Și de fiecare dată ne frigem cu alții și alții. Acum, speranța noastră în 2016, o emanație a societății civile care a fost la protestele cu arhitectura Bucureștiului, Roșia Montană și așa mai departe, a fost USR-ul. Și când văd că principala preocupare a USR-ului sunt minoritățile sexuale și să facă proteste în Parlament. Și fără penali în funcții publice. E o inițiativă a USR-ului. E o inițiativă lăudabilă, dar care, din păcate și din informațiile mele, a eșuat tocmai din cauza faptului că nu au strâns acele semnături pe bune. Le-au cumpărat o parte din semnături. Și dacă zic chestia asta... Și dacă nu zic, este o informație verificată asta? Din trei surse. Dacă zic chestia asta în spațiu public, imediat... Păi stai că tu e PSD-istule, dai în USR, de ce nu dai în PSD? Că ăștia trebuie să dăm cu toții. Stai un pic. Mie nu poate să-mi zică nimeni că sunt PSD-ist pentru că am istoricul meu și cu Ion Iliescu și cu Șerban Nicolae și am ani când înainte nu era la modă. Ce ar însemna pe
mentalitatea celor de la USR să spunem, doamne, hai să boicotăm și treaba cu fără penal, dacă se va ajunge vreodată la referendum, că până la urmă avem și acum articolul 66 din Codul Penal, care dă dreptul instanței să aplice o pedeapsă complementară, deci să interzică accesul în funcții publice de a fi aleși celor condamnați, ce ar fi să începem și noi? Boicot este deja, este o cheltuială inutilă, ați spus chiar voi, că de banii pe care îi consumăm pe un referendum puteți să faceți atâta lucruri utile. Pe aceeași mentalitate. Da, lor, este o mentalitate sănătoasă să îndemn lumea să stea acasă? Să nu iasă la vot? Dar pentru ce? Cu ce au greșit cei 3 milioane care s-au mobilizat și au semnat și activiștii celor de la Coaliția pentru Familie? Până la urmă este o inițiativă civică care a trecut de toate etapele legale. Deci, atâta timp cât este legală, nu putem să spunem că este inutilă sau că nu ar fi necesar. Dacă era inutilă, nu parcurgea aceste etape. Se bloca undeva la Curtea Constituțională, ori Parlamentul, să nu uităm că au fost mai multe forțe, că tot vorbim de partide. Parlamentul la revizuirea Constituției trebuie să voteze cu o majoritate de 2/3 din numărul parlamentarilor, nu din cei prezenți, din numărul total al parlamentarilor, ceea ce înseamnă că acolo și-au dat mâna atât partide din opoziție, cât și partidul aflat la guvernare, că altfel nu trecea. Despre ce vorbim? De ce să boicotăm? Ca să constatăm că la următoarele alegeri, lumea o să zică, băi, dar stai puțin, că în mai tot Dragnea le organizează, că probabil tot el va fi acolo, sau tot unul de pe la PSD. Și cine știe ce votăm? Cătălin Șerban, PSD-istule. Deci da. Cum îndrăznești să zici așa ceva? Deci Cătălin Șerban, PSD-istule. Asta-i psihoza la care a ajuns societatea românească, din păcate, în an centenar. Și din păcate, partidele aflate la putere, l-am văzut pe Codrin Ștefănescu, repet, era absolut penibil. Folosesc și ei centenarul. Dom'le, nu trebuie să fim dezbinați în anul centenar, dar poate ar trebui să furăm mai puțin în anul centenar decât să ne dați voi politicienii sfaturi. Nu? Dar nu mai ai voie să ai o opinie, pentru că imediat vine și altcineva se pune, se pune o etichetă. Imediat, da. Cum nu mai există nuanțe, doar alb și negru. Dacă ai spus că ești de acord cu referendumul, cum spune George, ești PSD-ist, ești omul Dragnea, faci jocurile lui, vrei să-l amnistieze, vrei să-l scape de pușcărie, vrei să-i salveze clica lui din jurul lui și așa mai departe. Dacă boicotezi referendumul, ești pro-gay. Dar de unde și până unde lucrul ăsta? Haideți să ne gândim că la ultimele 3 alegeri parlamentare, 2008, 2012, 2016, am avut o prezență de 40% din lista electorală permanentă. Facem o discuție și pe dimensiunea listei electorale permanente. Păi noi mai suntem vreo 19 milioane spre 20 de milioane cu totul și electorat avem 18 milioane și un pic. Cum e posibil așa ceva? Dintre care cel puțin 4 milioane sunt în afara granițelor. Păi stați așa puțin, că ceva nu se leagă. Cum 80% sunt pro-gay? Sau 80% au înțeles și au boicotat? Cert este că nu au venit la vot, dar haideți să analizăm puțin. De 10 ani, din 2008 încoace, la alegerile parlamentare 60% stau acasă. Deci nu cred că au stat acum să vadă ce le zice USR-ul sau nu știu ce asociație. A sunat foarte surprinzător îndemnul acesta la boicot venit din partea unui partid politic, indiferent care ar fi fost el. Mă puteam aștepta sau ne puteam aștepta cu toții să vină îndemn la prezență la vot din partea unora, îndemn la boicot din partea unor organizații. Sigur că da, au tot dreptul. Dar un partid politic, nu, care ajunge în Parlament în baza unor voturi și a unei prezențe la vot, să îndemne la boicot, să îndemne cetățenii ce au făcut anumite partide și organizații este la limita legii. Legile electorale, ca și alte legi, sunt făcute pentru a se aplica. Se interpretează în sensul aplicărilor, nu în sensul neaplicărilor. Adică dacă ți-am făcut o lege electorală, eu o interpretez că tu trebuie să stai acasă. Nu, conform legii electorale, trebuie să ai dreptul să votezi, să ți se înleznească votul. Ei au fost cumva la limita legalității cu ce au făcut. Și dacă ne aducem aminte la ultimul referendum legat de
fostul președinte Traian Băsescu, în momentul în care fostul președinte a speculat foarte politicianist treaba asta cu boicotul și a îndemnat cetățenii să nu se prezinte la vot, a ieșit atunci un întreg scandal. Cum să zică un om politic să nu se prezinte cineva la vot? Iată, acum a zis, au venit astfel de îndemnuri de la USR și de la domnul Cioloș, dacă mi-am bine aminte. Și reacțiile nu au fost la fel de n-au fost nici pe departe la fel de vehemente ca în cazul referendumului trecut. Este și o parte bună. Faptul că politicienii și partidele politice n-au mai scos lumea cu arcanul de pe case, de prin blocuri, să îi aștepte cu mașina ca la alegerile locale sau parlamentare, am văzut exact care sunt cetățenii care răspund unui apel democratic. Băi, suntem 21%, bun, 21% dintr-o listă, 21% dintr-o listă electorală. De exemplu, credeți că toți cei care au fost scrutin electoral parlamentar înseamnă foarte mult. Credeți că toți cei care au fost prezenți la referendum vor veni la alegerile europarlamentare, da, de exemplu? Cred că da. La europarlamentare. Cu siguranță vă spun că mulți dintre cei care au fost la vot acum nu vor mai veni la europarlamentare scârbiți de ce s-a întâmplat. E ultima chestie pe care o zic de USR și după asta mă opresc, că după aia sunt PSD-ist. Nu pentru asta au fost aleși, nu pentru asta au fost mandatați, nu pentru asta au fost o emanație a societății civile. Deci aveam alte așteptări de la ei. După a vorbit de caracterul ăsta politicianist și a fostului președinte Băsescu și altora, de asta au dat ei dovadă, au prins subiectul referendumului și au zis hai să mai creștem un pic în rețeaua de observatori, în rețeaua de membri, hai să ne dezvoltăm parazitând această temă. Ei au parazitat această temă. PNL-ul, i-am văzut prin vocea doamnei Gorghiu, care a sărit la gâtul domnului Orban pentru a-i cere demisia. Spre deosebire de doamna Adriana Săftoiu, care înainte de referendum și-a exprimat o poziție contrară președintelui partidului. Deci politicianism. Doamna Gorghiu a sărit la gâtul lui Orban. Când doamna Gorghiu, când era președinta PNL, a semnat protocolul... Dumneai a dezmințit, a spus că nu a semnat dumneai, că au semnat doi colegi de partid. Prin vicepreședinții Falcă și cu Bolojan. Dar ea era președintele partidului când dar s-a făcut acest protocol. Dar a spus dumneai că nu a semnat între... se vede pe semnătură. Da, e Falcă și Bolojan semnat acolo. Dar probabil că le-a delegat o atribuție. Dar este politicianist. PSD-ul folosește ca o armă ca să nu vină lumea la vot. Ei nu își îndeamnă propriul electorat să meargă la vot și nu își organizează organizațiile, în special din mediul rural, să se ducă la vot. După vot, iese Codrin Ștefănescu, 4 milioane de alegători au votat pro-PSD. Eu sunt convins că majoritatea oamenilor care au votat sâmbătă și duminică nu sunt simpatizanți. Cu siguranță PSD. Un segment, poate mai mic, mai mare, în habar nu am, dar un segment îl reprezintă simpatizanții sau votanții PSD, cu siguranță printre, asta. Printre alții. Cum la fel, cu siguranță, printre cei care au votat la referendum, care s-au prezentat la referendum, sunt oameni care fac parte din electoratul dreptei, să spunem. Nu cred că ai USR-ului 21% că... din lista electorală permanentă, câți au fost la vot sâmbătă și duminica trecută, înseamnă foarte mult la un scrutin electoral parlamentar. Ba da, și votanți. Ar fi, dacă votanții respectivi, să spunem că înclină spre o doctrină conservatoare, liberal-conservatoare, național-creștină, cum vreți să-i spuneți, și ar exista un partid care să-i reprezinte. Asta vreau să vă întreb. Ar putea lua 50% la un scrutin electoral parlamentar, n-ar mai avea nevoie de niciun fel de alianță și de nimeni ca să guverneze. Deci 21% din acei prezenți nu este o cifră nesemnificativă, având în vedere că acea masă electorală de 18 milioane nu este corectă, spun eu. Sunt acolo niște interese unde iarăși toate partidele și-au bătut palma, pentru că cu cât raportăm un număr mai mare de electori, cu atât avem și noi în Parlamentul European o reprezentare mai mare. Și e foarte simplu de ce toată lumea merge pe această estimare exagerată la momentul unui referendum. Acum să o luăm și pe cifre. 3,5 milioane de oameni au votat da la acest referendum.
PSD a câștigat alegerile cu 3,5 milioane au fost prezenți. Nu, 3,8 au fost prezenți. 3,8. Deci 3,5 milioane au votat da. PSD a câștigat alegerile și guvernează, a luat aproape 50% dintre voturi, cu 3,2 milioane de voturi. Mai puține. Dacă ar fi, și nu știu cât de mult se suprapune electoratul PSD cu electoratul care a ieșit acum la vot la referendum. Dacă îl întrebăm pe domnul Codrin Ștefănescu, ne spune că... Nu știu cât de relevant este domnul Codrin Ștefănescu pentru PSD în general. S-ar putea să fie relevant doar pentru el. Dar acești oameni s-ar putea să nu fie reprezentanți în acest moment deloc politic. PSD-ul, deși se consideră un partid de stânga, în baza politicilor și acțiunilor pe care l-a făcut în ultima vreme, este un partid conservator. Poate chiar de dreapta. Alianța Europeană din care fac ei parte este una progresistă, care mai degrabă ar fi pe filiera USR. Deci nu știu ce mai caută PSD-ul acolo. Căile domnului, da. Pentru că șeful Partidului Socialist European s-a bucurat de acest insucces al referendumului. Un grup de europarlamentari social-democrați vor să facă acum o coaliție progresistă cu Verzii, care să se ducă într-o eventual mare proiect progresist alături de formațiunea de ALDE Europa, cu Macron și chiar și cu Dacian Cioloș. Deci, pe filiera progresistă. Stânga europeană acum este o stângă progresistă. Stânga românească, să o spune, reprezentată de PSD, nu este progresistă. Cum prea bine s-a văzut și domnul Dragnea, a spus că este creștin și conservator. El nu mai are să caute în Partidul Socialist European la ora actuală cu această gândire. El se mai degrabă apropia de populari. Sau de este un grup al conservatorilor. Da. Rămâne întrebarea... Eu nu pot să vă ascult și îmi fuge gândul numai la doamna Dăncilă într-un grup progresist. Cum ar fi fost discuțiile? Cum... Acolo se acceptă oricine. Cât timp nu ești împotriva lor și... Deci acolo contează votul. În primul rând este femeie și are un punct în plus. Dacă era bărbat și alb, atunci ar fi fost un pic marginalizat. Dar pentru că este femeie, este într-un subgrup care este acceptabil într-o tabără progresistă. Așa ar putea să fie acceptabil. Domnul Dragnea nu are nicio șansă într-o tabără progresistă. Dar rămâne întrebarea, ce partid va reprezenta acești 3,5 milioane de oameni? Pentru că cum au fost imobilizați de o mare parte de biserică și de societatea civilă, arată într-un fel o gândire conservatoare, naționalistă, patriotică, mai degrabă apropiată de Victor Orban și de Iaroslav Kaczynski din Polonia. În momentul de față nu este un partid în România care să încline către această tabără. Partidul Național Liberal, care se declară undeva în zona dreptei, care se declară în zona dreptei, nu este acolo. Alte grupuscule eurosceptice finanțate din surse dubioase nu au avut succes și au dispărut. PRM-ul are o existență fantomatică. Teoretic există, da. Dar... Mă rog, unde există, pentru că nu mai este partid parlamentar și nu contează. Nu contează. UDMR-ul reprezintă în continuare o zonă foarte atractivă pentru vederea unor posibile alianțe pentru toate partidele din Parlament. Și a mai rămas... Vorba de USR, dar domnul Simion a zis că nu mai vrea să vorbească despre USR. Măi, oameni buni, despre ce vorbește domnul Borce aici? E de domeniul fantasticului. Ce preocupări au cei din Parlamentul European? Ce preocupări au cei de la Bruxelles? Când noi avem majoritatea locuințelor din România cu WC-ul în fundul curții. Adică nu asta e preocuparea românilor. Cine cu cine și unde face sex. Da, iată, că nici cei de la Bruxelles, ei cine cu cine se aliază. Nu, păi asta, despre asta e vorba. Și unde se regăsesc, pe stânga, pe dreapta? Egalitate de gen, da, sunt de acord, dar pentru o societate care în momentul ăsta nu mai are probleme, care și-au
reparat drumurile și au rezolvat gazele, toaletele și au rezolvat... Ați văzut harta autostrăzilor din Europa? Sunt sigur că ați văzut-o. Da. Este, ce este în vest este senzațional și cum la noi parcă vedem hărțile din Evul Mediu în care doar coastele Americii erau desenate pentru că înăuntru în mijlocul continentului n-a ajuns să aducem bani și cum să ne ocupăm măcar în următorul exercițiu european să reușim să completăm această rețea de autostrăzi. Nu e preocuparea noastră pe cine trimite USR-ul, dacă e fostul președintele de la Accept, îl trimite în Parlamentul European. Și pe ce analfabet cu patru clase mai trimite PSD-ul în Parlamentul European? Dacă are patru clase, trebuie să vă contrazic, nu poate fi analfabet. A trecut totuși și de tabla mulțirii. Aveți și dumneavoastră dreptate, dar nu astea sunt preocupările noastre. Nu pentru asta trebuie să avem trimiși în Parlamentul European. Ați pomenit modelul polonez. Păi polonezii au făcut foarte multe în țara lor cu fonduri europene. De asta nu vine lumea la vot. Nu că există asociația USR, Mozaic sau Accept sau alu Dacian Cioloș care îndeamnă lumea la boicot. Lumea s-a scârbit de clasa politică. Trebuie să facem ceva la noi în țară până nu ne mai pleacă și ultimii oameni capabili de muncă, apți de muncă din țară. Avem deja 4 milioane, dacă ar fi 4 milioane și cu tineri și cu bătrâni, sunt 4 milioane de oameni care muncesc în momentul ăsta și produc bogăție pentru statele din vest. Și noi stăm aici și mai săraci și mai proști, cum zicea Brâncuș. În momentul de față, României lipsește, ca să zic așa, un protector sau un sponsor la nivel european. Polonia are Germania, care Germania are o obligație, mă rog, simte că are o obligație morală față de Polonia pentru ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Ungaria are tot Germania, datorită marilor investiții germane care s-au făcut și continuă să se facă în Ungaria, în ciuda faptului că domnul Victor Orban este sancționat, răsancționat și făcut în fel și chip în Parlamentul European, investitorii germani continuă să vină în Ungaria. Cehia este o excepție notabilă în spațiul vestic, în spațiul estic, deoarece avea o industrie puternică chiar și înainte de independență, când încă era parte a Imperiului Austro-Ungar. Dar noi, în momentul de față, nu prea mai avem... Putem simți umbrela germană, umbrela protectoare germană, chiar și asupra Bulgariei. Da, prin prisma turismului, că da. Firmele germane s-au implicat foarte mult în Bulgaria. Noi simțim umbrela protectoare a Austriei, care ne defrișează pădurile și ne-a luat petromul și altele, și simțim umbrela protectoare a Olandei, care nu ne vrea în Schengen. Și păi el, prin totuși, care vine, dacă cineva defișează o zonă de pădure în România, o face cu acordul instituțiilor românești. Altfel ar fi la închisoare, nu? UDMR nu vorbește nimeni, ca să nu fim xenofobi, că ne luăm de concetățenii unguri, da? Nu, vorbim despre partid. Da, acum. Verești, Toyotilo și așa mai departe. Da. Sunt pădurile noastre pe care le exploatează alții din cauza prostiei noastre și din cauza legilor care i-am văzut la referendum de parlamentarii români de-a lungul timpului, nu? Absolut. Altfel nu ar avea voie și ar fi, i-am vedea la închisoare, i-am vedea cu cătușe în buletinele de știri. Asta este principalul interes, asta și cu gazele românești din Marea Neagră pe care ar trebui să-l aibă actuala legislatură românească. Nu codul civil și parteneriatul civil, cine, ce și cum face. Îmi cer scuze, nu asta e prioritatea mea ca plătitor de taxe în statul ăsta. Austria, pas cu pas, că tot vorbim, ne arată ce înseamnă de fapt lucru bine făcut de câțiva ani în România. Da. Și să nu uităm că Austria... În folosul lor, în detrimentul nostru. Pas cu pas, lucrul bine făcut. Că doar erau... Ambele au fost sloganuri... Prezidențiale. Păi nu? Și titluri de cărți prezidențiale. Și să nu uităm că, și o prietenie acolo între... Da, habar n-am, nu știu, dar eu când aud că acuzăm altă țară sau alte țări sau Uniunea Europeană de faptul că nouă ne merge rău aici, mă gândesc că nu suntem în stare nici măcar să recunoaștem că de multe ori pentru că noi nu putem să luăm banii europeni și numai din vina noastră. Se roagă Corina Crețu, a fost extraordinară ieșirea dumneai. Se roagă cu banii în mână de statul român și... Pentru că așa cum spunea și ministerele îi răspund obraznic, ceea ce este teribil. Adică
noi nu suntem în stare, România, nu când cineva ne privește pe noi cu ochii. România de 29 de ani de la Revoluție nu are un proiect major de țară. Nu am auzit până acum... Același lucru îl vom spune și peste 20 Nu am auzit până acum niciun partid politic să spună, doamne, mi-asum unirea cu Basarabia, îmi asum revizuirea, de fapt schimbarea Constituției, pentru că momentul 30... Cred că PMP-ul momentul 30, merge pe zona cu momentul 30 cu decembrie 1947, când regele a fost forțat să abdice și s-a înlăturat pe calea tancurilor sovietice, regimul monarhic din România, nu poate fi trecut cu vederea și nu putem să fim de acord cu acel simulacru de condamnare a comunismului din 2006 din Parlament. Adică cum l-ai condamnat până la urmă? Cum ai înlăturat efectele comunismului dacă tu n-ai vorbit nicio secundă despre înlăturarea actului nemernic de la 30 decembrie 1947. Toate subiectele sensibile am auzit niciodată un politician sau un partid politic să spună mergem până la capăt, ca în Polonia sau ca în Ungaria, cu acest proiect. Fie că îi place Bruxellesului, fie că îi place Washingtonului sau nu îi place, sau că supărăm Moscova. Nu am auzit de asta. Fie că ne place, fie că nu ne place, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, să nu boicotăm publicitatea. Nu publicitatea, vă rog.